Știți foarte bine că eu de foarte mult timp pe acest canal am susținut ideea de a investi, de a te pensiona anticipat, de a deveni independent financiar și o poți face în 10-15 ani dacă îți faci un plan. Însă există și, cum bine știți, pensia de stat. Îmi dau 2 lei pe ea, dar există pilonul 2, pilonul 3 facultativ și de puțin timp chiar pilonul 4, despre care nu o să discutăm astăzi și nici nu știu prea multe. Pilonul 2 a devenit obligatoriu, să zic așa. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele care au până în 35 de ani, care sunt asigurate și contribuie la sistemul public de pensii. Pilonul 2 de pensii este facultativ între 35-45 de ani. Mă rog, dacă ai sub 35 de ani, intri acolo obligatoriu. Și foarte interesant, începând de anul acesta, 4,75% din salariul tău brut se duc la pilonul 2. Acolo ce se întâmplă? Se adună niște fonduri care sunt mai departe investite în diverse active. Titluri de stat, probabil că și proprietăți, acțiuni, alte fonduri de pensii și mai departe, care au diverse randamente. Și acolo poți să verifici în funcție de unde ai fost repartizat sau unde ai optat tu să contribui. BCR Pensii, NN, ING, Allianz, care mai sunt, nu știu, toate fondurile acestea. Eu sunt la BCR Pensii și urmează să-mi fac pilon 3 la Allianz, care este facultativ, adică complet facultativ. Până acum era 3,75, a fost un procent mic din salariul brut. Acum este 4,75% din brut, merge către pilon 2. Adică dacă ai 10.000 de lei brut, din suma asta, 475 de lei se duc la pilonul 2. După cum spuneam, banii ăștia sunt investiți, au un randament, de multe ori au un randament care chiar bat rata inflației și te vei putea pensiona din pilonul 2 la 65 de ani, la vârsta de pensionare care este și la stat. Și ai opțiunea să retragi banii toți odată, dar fii taxat, sau eșalonat pe o perioadă de 5 ani. După ce trec acei 5 ani, vei primi doar pensia de la stat. La pilonul 3, contribui tu facultativ, discutăm mai detaliat în alt episod despre pilonul 3, însă vei putea să te pensionezi cu pilonul 3 facultativ la 60 de ani, banii primești tot eșalonat timp de 5 ani, trebuie să ai minim 90 de contribuții, nu neapărat consecutive, adică echivalentul la 7 ani și jumătate de contribuții. Atenție, deci fiți foarte atenți aici. Ce m-a captivat pe mine, niciodată n-am fost fan să aștept să mă pensionez la mila statului, dar banii ăștia, pilon 2, fiind administrați privat și la fel și la pilonul 3, știrea asta cred că e din 2023, n-am știut, acum că știu, mi se pare de bun simț, mi se pare foarte ok. În cazul în care, cu mulți o să ziceți, dacă apuc pensia, dacă îmi pic o piatră în cap, dacă mor până atunci, dacă am contribuit degeaba banii ăștia, eu îi vreau pe toți acum în mână. Asta este gândirea românului de rând și chiar pot să zic că și a mea. Adică până în prezent așa gândeam, ce mă pensionez eu de la stat? Mai bine investesc eu, cum știu, banii în XYZ, îmi iau un venit pasiv, mă pensionez eu anticipat, dacă vreau să muncesc suplimentare, treaba mea. Cam asta a fost și gândirea mea. Însă, dacă pățești ceva și n-apuci să iei banii respectivi din pilon 2 sau pilon 3, în caz de deces, banii aia îi iau moștenit. Apropo, eu cu soția facem asigurări, ne-am făcut o firmă nouă, facem în curând și un site nou care este în lucru. Ai link în descriere, WhatsApp me, bagi link-ul sau îl copiezi și te aruncă direct pe WhatsApp în conversație cu noi. Dacă vrei pad, facultativă, de călătorie, RCA, casco, malpraxis și așa mai departe. Deci dacă ai un salariu mare, contribui la sistemul privat de pensii și pățești ceva, copilul tău sau copiii tăi vor moșteni sumele cu randament, adică ai cotizat, nu știu, 100.000 de lei, dacă ai avut un randament bun, poate scoți 160.000 de lei. Nu ține de tine, ține de cum au fost investiți banii, de contextul economic și așa mai departe. Dar banii ăia nu sunt pierduți. Cineva îi ia. Dacă n-apuși tu, îi vor lua copiii. Așa că, dacă ai copii, dacă ai familie, dacă ai rude, banii aceia nu sunt pierduți, adică se duc efectiv undeva. Nu ia statul. Ia statul probabil dacă n-ai niciun moștenitor. Na, cum se întâmplă și la alte bunuri, la bursă, imobile. Nu ai niciun moștenitor, banii aia se duc la bugetul local sau, mă rog, n-am idee unde se duc, dar ia statul, cu siguranță. Și atunci asta este un motiv în plus, pentru mine, cel puțin,
să mă angajez pe firmă, fiind pe profit. Am detaliat acest subiect discutat în 30 de minute, comparativ, pe foaie, frumos. Cei care sunt membri, eu zic că au apreciat foarte mult detaliile de acolo. Dacă sunteți pe aici, membrii care ați văzut acele clipuri, poate dați un mic feedback în comentarii. O fac un rezumat. La un salariu de 25.000 de lei brut, știu, e un salariu mare, dar vreau doar de dragul comparației să avem niște cifre mai solide. E salariul meu pe care mi l-am pus pe firmă, de asta spun, de-aia îl discut, că l-am văzut ce beneficii mi-aduce mie. Dar procentual se aplică la orice salariu. Deci, avem așa, dacă mi-aș repartiza banii ăștia prin a plăti impozii pe profit, impozii pe dividende și CSS, aș plăti din 25.000 de lei 16% pe profit, înseamnă 4.000 de lei, rămân 21.000. Din suma asta, 8% pe dividende, calculasem la 10 inițial, deci undeva la 2.000 de lei, îți revin aproximativ 19.000 de lei, fără să iau în calcul suma CSS pe care o plătești dacă retragi peste 24 de salarii minime brute la care vei plăti CSS. Adică mai ieșai la 1%, dar am zis 10 rotunjit, nu știu cât e, 8 cu încă ceva, 10 rotunjit, că sumă mare, rămâi cu vreo 18.900 de lei. Dacă te angajezi, la aceeași firmă vorbim, da? Deci tu deții firma, tu te angajezi. 25.000 de lei brut îți aduc o scutire la impozit de 4.000 de lei, la impozitul pe profit, pentru că salariile într-o firmă plătitoare de impozit pe profit sunt 100% deductibile. De 16% din 25.000 de lei îmi aduc o economie la impozit pe profit de 4.000 de lei la firmă. Bun. Din 25.000 de lei brut, tu vei lua în mână 14.300 de lei net sau 14.250, ceva de genul ăsta. Bun. Din 25.000 de lei, 4,75%, aproape 5%, se vor duce la pensie pilon 2, adică 1187 de lei, parcă la 475, aproximativ 1200 de lei pe lună se duc la pilon 2. Deci dacă adunăm avantajul fiscal la firmă, 4.000 de lei, cu salariu net și cu pensie pilon 2, ajungem la peste 19.000 de lei, adică mai mult decât în cazul în care ai plăti 16% pe profit, 8% pe dividende și CSS. Iar în cazul din stânga, da, deci impozit pe profit, impozit pe dividende, CSS, să retragi banii din firmă, tu nu ai avantaj dacă îți rupi mâna și intri în concediu medical o lună, două, habar n-am cât, tu primești bani de la casa de asigurări. În luna aia tu nu mai plătești contribuții pe zilele respective la stat, primești bani de la stat. În general undeva la 75% din brut, dar diferă de la, în funcție de ce cod de boală se dă, sunt mai multe coduri. Codul boală uzuală sau și mai departe e 75% din brut. Cu alte cuvinte, când ești bolnav și stai acasă, ca angajat, primești mai mulți bani decât dacă ai fi angajat. Că de-aia s-a și băgat impozitarea aia cu 10% care s-a băgat acum. Deci tu teoretic dacă ai medical, primești mai mulți bani decât dacă stai acasă. Deci nu știu, plec cu motocicleta și cad și mă julesc și am nevoie de îngrijiri medicale timp de 30 de zile. Îmi bag medical, mă duc la spital, fac tratamente, primesc bani de la stat, sunt asigurat. În partea elaltă, 16% cu 8% cu cât plătești CSS, nu ai beneficiul ăsta. Tu scoți banii legal, e foarte ok. Pe termen scurt îți rămân mai mulți bani în mână, făcând varianta dividende cu impozit pe profit, dar dacă mergi pe partea cealaltă, ai alte avantaje. Plus că poți să ai credit ipotecar, plus că poți să-ți faci card de credit, plus că ai istoric, plus că îți cotizezi la pensie, pensia de stat. Deci toate aceste avantaje le ai în dreapta, dacă ești angajat, dacă nu ești angajat, nu le ai. Deci când tragi linie pe termen lung, este la fel sau chiar mai bine, din punctul meu mult mai bine, să-ți pui salariu la impozit pe profit decât să nu ai salariu. Asta ca o motivație de ce am ales să mă angajez pe firmă decât să iau banii așa. Am pornit de la pensionare pilon 2 și așa mai departe. Deci, pentru mine asta a fost motivația. Am pilon 2, contribui la pilonul 2, o să vreau să contribui și la pilonul 3, sunt și acolo niște avantaje fiscale. Eu o să contribui niște bani pentru pensia mea, atât de stat cât și privată, și la omul, adică la pilon 2, o să vreau și pilon 3, discutăm în alt episod despre asta, și banii ăia, pentru că am copil, posibil să urmeze chiar al doilea, banii ăștia, dacă eu voi păți ceva până să mă pensionez,
vor merge către moștenitori și sunt investiți într-un fond care, în teorie, ar trebui să-ți aducă un randament. Mulți o să-mi spună în continuare că, bă, tot nu merită, tot așa fac, bla bla bla, dar merită pentru că eu am o perspectivă pe termen lung și mereu m-au interesat lucrurile pe termen lung. Și atunci pentru mine e mult mai rentabil așa. Ce pot să zic este că e important să ne gândim la viitor, la pensie, la forme de economisire, mai ales dacă ne ajută statul. Pentru că aceste salarii sunt deductibile, pensiile pilon 3 sunt deductibile, mă rog, ca și cheltuială, și beneficiază și angajatul. Mi-e tare milă, sincer, discutăm și despre asta într-un alt episod, mi-e tare milă de cei care au salariu minim pe cartea de muncă și primesc separat bani la negru. Pentru că pensie n-ai, dacă îți rup mâna primești fix, puțin bani și ești nedreptățit. Și aș putea să zic că nici măcar nu înțeleg patronii care fac așa, mai ales dacă au impozitare macro, pentru că ei plătesc aceiași bani. Singurul fraier care pierde e angajatul. El plătește la fel aceiași bani, adică le punem pe foaie. Dacă vrei. Dar mulți nu fac calculele. Nici angajații, nici angajatorii. În fine, e o discuție lungă. Important este să înțelegem cum funcționează toate aceste lucruri, să avem un salariu bun, dacă se poate, pe carte de muncă, real, brut. Dacă ești proprietar al unei afaceri, ești angajator și ai impozit pe profit, sunt multe afaceri care n-au cine știe ce cifre de afaceri, dar au impozitare pe profit, eu vă încurajez să vă angajați. Nici eu n-am fost până anul ăsta, pentru că la 1%, 3% impozit pe încasări, mai ales dacă prestezi servicii, plus 8% dividend, plătești undeva la 9%, 11% taxe, plus CSS, restul îți rămân ție. Deci o diferență mare între 10% și, nu știu, 40-43%. Dar dacă ești plătitor de impozit pe profit, este mai bine pe termen lung să stai angajat și să-ți pui un salariu în care știi că te încadrezi dacă îți permite bugetul firmei. Sunt foarte curios voi ce aveți de spus despre pilon 2, pensionare, chiar și despre pensia de stat. Poate am ratat ceva, mi-a plăcea să aflu mai multe, mi-a plăcea să discutăm mai multe și vă invit pe Join, pe zona de membri, unde am discutat și mai multe lucruri despre acest subiect. Vă mulțumesc, ne vedem în următoarele episoade.